Bună ziua, bine v-am găsit astăzi, suntem pe data de 30 iulie 2024, după ce am terminat cu extracția, se pare că sunt ceva probleme la o colonie. S-ar putea să nu aibă matcă. Nu are matcă de vreo două săptămâni, așa, nu are măcuță. Și să vedem despre ce e vorba. Să vedem despre ce e vorba la această colonie fără matcă. Am venit cu coșul să strige. Bun. Și ramele sunt mai mult fără albine. N-am extras mierea de la el. Așa, are el ceva miere, dar puțină. O să o mut ramele. Rame foarte bune pentru a mări cuibul la alte colonii. Trebuie să te miști un pic mai repede în perioada asta când ai ceva lucrări de făcut. Dacă nu te miști, s-ar putea să creezi probleme. Sunt astfel de rame. Au un pic de miere. În caz că nu găsesc matcă la ora asta, atunci o să-i aduc un nucleu. Sau un roișor, deja nu mai e nucleu. Aici albina a tot scăzut. Așa. El în vară a fost mare, a fost plin, a avucat. Dar nu mai e cazul. Bine, de acum trebuie să lucrăm un pic mai ferit cu ramele ca să nu vină viespirii, le acoperim. Le acopăr. Mă ocup un pic și de fum, să nu se stingă. Așa, și să vedem. Este matcă sau nu este? Să vedem dacă există o matcă pe aici. Dacă există, o să intre la iernare foarte, foarte bine. Dacă nu există, aducem un roișor lângă el. Chiar este tare curios. Am văzut boci trase. A rămas puțin albine, el e în 4 rame. Așa. Se vede. Se vede. În caz că nu-i dai matcă, se autodesfințează până la urmă, fiindcă nu... N-are cine să continue, nu are puiet căpăcit, nu mai are cine să continue creșterea mai departe. Avem matcă, e bine. E bine că avem o matcă, am văzut-o.
și depune ouă. Oho, e salvat ăsta. Deci este împerecheat acum. Acum este împerecheat, acum depune ouă. E ceva, cum să zic eu, nu neapărat surprinzător, dar ăsta este de urmărit. Bun. Bine că am avut eu răbdare cu el ca să-l las. Deci 2 săptămâni l-am lăsat ca să... Deci acum 2 săptămâni nu avea puiet. Și acum are matcă care depune ouă. Și ce facem ăsta? Nimica. Îl strângem. Îi adaug câteva rame ca stimulare. Ramele cu miere îi le pun aici după diafragmă. Frumos oricum. Foarte fain. Rame cu miere descăpăcită, adică nu e descăpăcită, nu e căpăcită. Punem după diafragmă, el o să-și se stimuleze singur. De aici o să-și ia și o să-și formeze el cuibul de acum. E de urmărit. E de urmărit această colonie. Așa, să aduc niște cartoane, îmi trebuie. O secundă. O secundă, că am revenit. Deci era singurul stup care mai avea probleme cu matca și acum putem să ne bucurăm de ea. E foarte bine să-i pun un pic de tută proteică. Venim, îi punem tută proteică și asta este. Nu dau sirop la albina. Am văzut din primăvară că nu este niciun beneficiu. Nu e un beneficiu să dai sirop la albina. Asta am dedus eu. Să-i lași apă. Să-i pui apă la îndemână. Să aibă apă. Și cu turtă proteică crește albina. Deci aici o să iernăm 2 rame, probabil. Dar e bine. E bine că avem o matcă și asta este împerecheată în luna iulie. Fiind împerecheată în luna iulie, e ceva... Se spune că sunt cele mai bune regine împerecheate în luna iulie. Acum voi vedea. Bun. Punem ramele la loc și asta este. Îl lăsăm în pace. Are mâncare pentru 2 ierni. Bun, deci era ultimul cu probleme, se pare că s-a rezolvat și acesta. Tot ce trebuie să fac acum e să verific și roii. Bun, a primit proteină 2 săptămâni, nu mai ai ce să îi faci. Să sperăm că totul e așa cum trebuie.
Bun. Deci asta este în regulă. Cam atâta, un film scurt, fiindcă matca există, e totul în regulă. Până data viitoare, numai bine!